pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Avem și astăzi, evident, rațiunea zilei. Alături de noi Cătălin Striblea. Salut, Cătălin, bine ai venit. Salutare. Tot în regulă, tot ok? Atmosferă de muncă, preocupare, colaborare și cooperare. Unde? Asta ți-am lăsat eu la emisiune când ai intrat. Da. Ai intrat în emisie, asta am lăsat eu. Lăsat niște ascultători nervoși, într-adevăr. Da, de ce? Adică numai ascultătorii se enervează, realizatorii, nu? Sau... Păi da. Ce zic, dacă te-ai enervat, tu trebuie să mă enervezi și eu. Eu nu m-am enervat, nu. A fost o emisiune foarte bună. Și... Am ascultat, da. E bine că avem păreri și că le punem la încercare, așa funcționează societățile. Nu e bine uneori că avem păreri care ne împiedică să mergem mai departe, da, în fine, asta e. Sunt curios cum mai funcționează lucrurile la nivel politic. Da, poate ne spui eu, acum. Și eu sunt curios. Diseară la 7, dacă nu mă înșel, este o ședință a Partidului Național Liberal. Din nou birou politic, din nou urmează să stabilească cine o să fie premier sau cum o să fie cu candidatura de premier sau cum o să se rotească. Au multe lucruri de stabilit, înțelegeți, pentru că fiind un pic de haos, el este și dezorganizat. Și o să încerc să iau așa pe bucăți. Deci până acum au fost negocieri, da? Aparent, din negocierile alea, nu zice nimeni că e așa, dar pe surse, pe informații, pe astea care le adunăm noi jurnaliștii, ar fi rezultat că ar merge la Cotroceni partidele astea două cu două propuneri de premier. Cu domnul Ciolacu și cu domnul Câțu. Adică ei să facă prin rotație. Întâi domnul Ciolacu. E să spargă gheață. Da, întâi domnul Ciolacu, primul la PSD. Și după el să stea un an jumate, după care să vină domnul Câțu. Manevra ar fi fost necesară ca domnul Florin Câțu să-și păstreze puterea în partid. Să nu desemneze pe domnul Ciucă premier, astfel încât să fie doi poli de putere în PNL, cum a fost cu Ludovic Orban. Se pare că manevra asta, sau nici nu știu cum să-i zicem, negată de părțile implicate în mod public, ar fi stârnit furie la nivelul unor lideri PNL care au zis, băi, tata, ce facem? Noi am plecat de la putere ca să-l punem pe domnul Ciolacu premier? Adică e un pic complicat. Nu știu nici dacă domnul Ciolacu își dorește foarte tare, pentru că dacă e întâi premier PSD, sună ca un guvern PSD, adică ca venirea premierului PSD, și cam răpește posibilitățile de a declanșa alegeri anticipate la nevoie. Pe de altă parte, tot așa, informații, să zicem, pe care le-am cules în mod independent, arată că ar fi avut loc o transmisiune între Cotroceni și domnul Câțu, nu știu cum să-i spunem altfel, și că s-a zis să nu treceți pe aici cu idei din astea. Adică veniți voi la Cotroceni când vă înțelegeți asupra unui nume de premier, adică nu cu struțo cămile din astea două și mai ales să fie ăla de la PNL dacă se poate. Adică ăsta ar fi un semnal, zic lideri politici din PNL, că diseară la această ședință domnul Câțu să fie forțat ca până la urmă să accepte că nominalizarea PNL este Nicolae Ciucă din nou. Și dacă nominalizarea PNL este Nicolae Ciucă, atunci lucrurile se deblochează un pic, pentru că și domnul Ciolacu va accepta peste anul ăla și jumătate și domnul Iohannis va face o nominalizare care este cât de cât, cu care este cât de cât împăcat, însă, sau chiar foarte împăcat, pentru că totuși e greu să fi fost cu guvernul tău și pe aia să-l numești pe Marcel Ciolacu. Asta e situația acum. E clar că domnul Câțu se agață puternic de putere acolo de ce are în mână, dar este la fel de clar că partidul iubește mai tare guvernarea decât pe președintele său, care nici măcar nu a fost, cum să zic, ales cu toată inima de către cetățenii aceștia. Asta e situația de diseară la 19. Știu că pare încurcată. Da, PSD-i mai să vedem ce o să iasă din toată situația asta. Ce să mai iasă din toată situația asta? Este așa, pare că e un tobogan pe care PNL să tot duce în sus, măcar din punct de vedere al ridicolului, adică au fost atinse noi cote de ridicol în politica
din România după experimentul ăsta. Cât despre guvernare, uite, eu spun că sper sincer că această coaliție mare, uriașă, care se va face, păi să aibă un succes extraordinar. Adică, nu știu, să fie România ca o floare, da, după 3 ani, și să zicem, bă, ne-am înșelat. Adică... Ha. Bună dimineața, Cătă. Păi, întotdeauna păstrez optimismul. Eu am lăudat până și Naționala de Fotbal am lăudat. Am văzut, ți-am mai spus, da, eu cum e cu optimismul ăsta. Da. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Te așteptăm mâine la România în direct. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM.